Bine v-am regăsit! Am mare nevoie de ajutorul vostru pentru a răspunde unei provocări matematice pe care mi-au lansat-o prietenii mei Mara și Andrei. Nu-i așa că mă pot baza pe voi? Mulțumesc! Fiți atenți! Mara și Andrei mi-au dat aceste 8 bomboane și mi-au spus să dau fiecăruia dintre ei numărul cuvenit de bomboane, știind că Mara are cu 2 bomboane mai multe decât Andrei. Atât de simplu! Îi dau 4 bomboane Marei, îi dau 4 și lui Andrei, 4 plus 4 egal 8 și am rezolvat problema. Ce mai provocare! Am procedat corect? Oh, voi ziceți că nu? Se pare că nici Mara nu e mulțumită. Uite, îmi reamintește că ea are cu 2 mai multe bomboane decât Andrei. Of, are dreptate. Trebuie să găsesc altă soluție astfel încât să respect datele problemei. Voi cum vă gândiți? Teribil mă mai încurcă cele 2 bomboane în plus ale Marei. Dacă n-ar fi ele, aș putea să împart bomboanele în mod egal celor 2 copii. Hei, tocmai mi-a venit ideea. Ce-ar fi să le dau deoparte sau, și mai bine, să îi le dau Marei că tot sunt ale ei? Acum pot să împart cele 6 bomboane rămase în mod egal la cei 2 copii, nu-i așa? Observăm că Mara are 5 bomboane, iar Andrei are 3 bomboane. Au împreună 8 bomboane? Au! Are Mara cu 2 mai multe decât Andrei? Desigur! Ura! Am rezolvat problema! Și știți ce? Tocmai mi-am dat seama că mai există un mod de rezolvare. Ați văzut cât de important este să avem obiecte în număr egal. De aceea, pentru ca cei 2 copii să aibă același număr de bomboane, pot să-i dau eu 2 bomboane lui Andrei și în loc de 8 bomboane, acum vor fi 10. În aceste condiții, Mara va primi 5 bomboane, iar Andrei tot 5. Da, dar eu îmi vreau bomboanele înapoi, pentru că ele nu făceau parte din această problemă. Andrei, îmi pare rău, tu vei rămâne cu 3 bomboane. Problema este rezolvată, dar ce fac în situația în care întâlnesc numere mari de ordinul miilor, de exemplu? E imposibil să desenez mii de obiecte. Trebuie să folosesc un desen ușor de realizat și de folos în rezolvarea problemei. Vom apela la segmente. Da, da, acele segmente pe care le-ați desenat la geometrie. Reprezentând grafic numerele cu ajutorul lor, problema se rezolvă mult mai ușor, de aceea și spunem că am folosit metoda reprezentării grafice. Haideți să vedem cum facem acest lucru pentru problema noastră cu bomboane. Primul segment reprezintă bomboanele Marei, al doilea segment bomboanele lui Andrei. Știm că Mara are cu 2 bomboane mai mult decât Andrei, iar acest lucru trebuie să se vadă și pe desenul nostru. Vom desena încă un segment mai mic, ce va reprezenta diferența dintre numărul de bomboane al Marei și cel al lui Andrei. De asemenea, vom reprezenta pe desen și numărul total de bomboane cu ajutorul acestei acolade. Vă amintiți care a fost primul pas? Bravo! Am eliminat diferența dintre cele 2 numere, adică bomboanele pe care Mara le avea în plus față de Andrei. Apoi, am împărțit în mod egal cele 6 bomboane rămase și am aflat că Andrei are 3 bomboane. În cazul Marei, va trebui să adăugăm și cele 2 bomboane pe care ea le are în plus. Răspunsul la întrebarea problemei este: Mara are 5 bomboane, iar Andrei 3 bomboane. Nu uităm să verificăm. 3 plus 5 egal 8, numărul total de bomboane, iar 5 este cu 2 mai mare decât 3. Să scriem acum și al doilea mod de rezolvare. Vă amintiți că i-am dat lui Andrei 2 bomboane, astfel încât cei 2 copii să aibă același număr de bomboane. Prin urmare, desenul nostru va arăta așa. Bineînțeles că mărind al doilea număr cu 2 și suma se va mări cu 2 și va deveni 10. Având numere egale, pot acum să împart noua sumă la 2 și să aflu numărul mai mare care, în cazul nostru, indică bomboanele Marei. Acum aflăm și câte bomboane are Andrei, știind că el are cu 2 mai puține decât Mara. Observăm că am obținut același răspuns ca la primul mod de rezolvare și verificarea ne va arăta acest lucru.
Iată că am reușit împreună să rezolvăm o problemă prin metoda reprezentării grafice atunci când cunoaștem suma și diferența numerelor. Încercați să rezolvați singuri astfel de probleme, urmând etapele pe care le-am parcurs împreună. Succes!